Astăzi am semnat contractul de execuție, de proiectare și execuție pentru un proiect extrem de important pentru municipiul Fălticeni. E vorba de un proiect care vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul nostru. Un proiect cu finanțare europeană în valoare totală de 15,3 milioane de lei. Valoarea contractului pe care l-am semnat astăzi pentru proiectare și execuție este de aproximativ 12.905.000. Sunt aproape 130 de miliarde care vor intra în municipiul Fălticeni din bani europeni. Contribuția noastră este de doar 2%, iar cheltuielile eligibile de o valoare foarte mică comparativ cu banii europeni pe care îi atragem, adică aproximativ 30.000 de lei. Este un proiect foarte necesar pentru municipiul Fălticeni, pentru că la momentul la care discutăm avem un sistem de iluminat public foarte vechi, cu foarte multe probleme. Lucrările de mentenanță pe care le facem zilnic sunt extrem de costisitoare și de multe ori ineficiente, pentru că vorbim, așa cum am spus, de un sistem de iluminat public extrem de învechit. Venim în cadrul acestui proiect cu soluții inovatoare, soluții moderne, soluții prietenoase cu mediul, și în același timp vom reuși să avem un sistem performant, astfel încât toate problemele semnalate de cetățeni privind calitatea și nivelul la care se realizează iluminatul public, toate problemele semnalate să fie rezolvate și să ne putem mândri că avem un sistem de iluminat public modern, un sistem de iluminat public care să deservească nevoile cetățeanului și în același timp să facem o economie consistentă pe partea de curent. Dacă ne uităm dintr-un centralizator al indicatorilor proiectului, dacă acum valoarea indicatorului este de 1.248.000 de kW pe an, după ce vom implementa acest proiect, adică aproximativ într-un an de zile, vom avea o valoare de 531.000. Deci de la 1.248.000 la 531.000, cantitatea de energie pe care o vom consuma la nivelul municipiului Fălceni va fi mai mult de jumătate redusă. În același timp, scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, echivalent în tone de dioxid de carbon, va fi de la 358 la 152, la fel o scădere cu mai mult de jumătate. Și în același timp, pe lângă aceste scăderi, vom avea creșteri calitative și cantitative, pentru că, citind statistic acest centralizator al indicatorilor, lungimea sistemului iluminat public de la 48.970 de kilometri vom ajunge la 50.620. Surse de energie regenerabilă utilizate, acum avem 0, vom avea 70 la finalul acestui proiect. Nivelul de iluminare mediu, de la 3,37 la 13,02. Aici este un indicator extrem de important. Dacă acum la nivelul municipiului Fălticeni nivelul de iluminare mediu măsurat în lux este de 3,37, la final 13,02, adică de 4 ori calitatea nivelului de iluminare mediu va crește cu beneficii semnificative și vizibile pentru toți cetățenii municipiului și pentru toate străzile care vor fi afectate pozitiv de acest proiect. Vom instala un număr de 1579 de corpuri de iluminat noi. Vom avea puncte de telegestiune pentru toate aceste corpuri, 1579, corpuri de iluminat moderne, puțin consumatoare, cu tehnologie LED. 422 de stâlpi noi vor fi instalați, 305 stâlpi, înlocuim stâlpi metalici care ne-au cauzat și ne cauzează în continuare mari probleme, pentru că, așa cum am spus, sunt vechi, deteriorați. Vom avea 305 stâlpi noi, plus 117 stâlpi în zonele de extindere, pentru că, așa cum am spus, vom avea, pe lângă reabilitare și modernizare, și o componentă de extindere. Sunt străzi care acum nu beneficiază de iluminat public și care vor beneficia la sfârșitul acestui proiect. Contractul a fost câștigat de o asociere de firme, o firmă suceveană și o firmă din București. Nu le dăm numele să nu le facem publicitate. Sunt, așa cum am spus, două firme mari, puternice, cu experiență în implementarea proiectului de acest gen și sunt convins că vom lucra bine. Am avut deja o primă ședință odată cu semnarea contractului. Am stabilit că vom avea de două ori pe lună ședință de progres, odată la două săptămâni, în care vom încerca să rezolvăm problemele inerente care vor apărea și să fim extrem de eficienți în derularea acestui proiect.
Iar astăzi am convocat o ședință cu UIPU, Unitatea de Implementare a Proiectului, colegii mei din primărie, care vor gestiona implementarea acestui proiect, managerul de proiect, responsabilul financiar, responsabilul tehnic, responsabilul pe achiziții și asistent manager. Sunt 5 colegi din primărie care au experiență în derularea proiectelor cu finanțare europeană și cu care sunt convins că vom duce la bun sfârșit acest proiect extrem de important pentru municipiul nostru. Și așa cum vorbeam în debutul discuției, în debutul prezentării, un obiectiv extrem de consistent și financiar, pentru că, iată, vorbim de 15,3 milioane lei, respectiv aproximativ 12.905.000 valoarea contractului proiectare și execuție, 130 de miliarde care vor intra în municipiul Fălticeni, bani europeni nerambursabili. Ne rezolvăm o problemă locală extrem de spinoasă și, în același timp, reușim să fim eficienți și în atragerea fondurilor europene pentru nevoile cetățenilor municipiilor.